Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi de Agenda Zilei, ne aflăm în Comuna Polovrac și realizăm un interviu cu primarul Comunei Polovrac, domnul Gheorghe Epure. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bun venit în Polovrac! Spuneți-ne, domnule primar, pentru început, am vrea să vorbim despre lucrurile bune care se întâmplă în Comuna Polovrac și, slavă Domnului, se întâmplă foarte multe lucruri bune, foarte multe investiții. Așa cum ne spuneați puțin mai devreme înainte de a începe emisiunea, nu a fost proiect pe care să nu-l accesați, nu a fost măsură pe care să nu accesați. Aveți și un aparat foarte bun aici la primărie, oamenii foarte muncitori. Bun venit în Polovrac. Ce să vă spun, e meritul în primul rând a faptului că Dumnezeu ne este alături și că nu renunțăm la a ne ruga. Dumnezeu lucrează prin oameni, într-adevăr, dar dacă eu nu vreau, nu se întâmplă nimic. Și oamenii trebuie să depună strădanie. Mi-a fost greu să formez oameni și să-i atrag, pentru că am avut două proiecte norvegiene, pe fonduri norvegiene, și tocmai în ideea de a selecta personal tânăr, persoane tinere, în care să descoper creativitate, asumare, implicare. Sunt oameni pe care i-am tras în continuare spre societatea comercială și spre echipa de implementare proiecte. Sunt oameni care în continuare lucrează pe anumite proiecte. Unii m-au dezamăgit, alții au confirmat și m-au bucurat mult că a fost peste așteptări. E lucru mare. Zicem că Pajdul Dumnezeu va fi o echipă foarte sănătoasă și va reuși să gestioneze toate aceste proiecte, pentru că am depus pe toate, indiferent de ce surse de finanțare, programe de finanțare s-au auzit, am mers cu solicitări de finanțare, cu cer de finanțare, solicitări de documentele aferente. Sunt multe oportunități și e păcat să le ratăm, în același timp este foarte, foarte mult de muncă și personalul de la primărie este supra-solicitat, cel puțin cei care sunt în aparatul de lucru al primarului. Dar în același timp trebuie să vă spun că mai mult decât atât au contribuit și la partea spirituală, în sensul că ceea ce s-a făcut la biserica, în momentul istoric Biserica Sfântul Nicolae, tot ceea ce ține de asigurarea mesei pentru constructori, a fost numai și numai pe buzunarul tuturor salariaților primăriei. Mesele de dimineață, mesele de prânz, mesele de seară, pe grafic, cu implicare și financiară și materială cu produse de acasă, este un merit al lor și Dumnezeu să le răsplătească această trudă și aceste dani. Cu produse de acasă este un lucru mare că aduc de acasă. Este un lucru mare pentru că apreciază și constructorii s-au bucurat mult să mănânce un ou din curte, de la gospodăriile individuale, brânza, laptele. Da, polovrăcenii se știe că sunt oamenii darnici și asta o confirmă turiștii care vin de obicei vara. Acum avem contractate și trebuie să depunem documentele aferente pentru următorii pași în ceea ce privește implementarea lor. Pe măsura C10 pe PNRR, laboratorul de la școală cu anvelopare și panouri fotovoltaice, cu refacerea sistemului de încălzire, la căminul cultural, panouri fotovoltaice și la fel avem și schimbarea sistemului electric, întregi instalații electrice. Trebuie să vă spun că tot pe panouri fotovoltaice la primărie de curând a recepționat un proiect finanțat pe AFIR cu panouri fotovoltaice, pentru asigurarea consumului la sediul primăriei. Tot pe C10 suntem acum în fază de proiectare, de predare, primire a proiectului tehnic pentru pistele de biciclete, care vor porni de la
vatra Târgului până la mănăstire, pe o parte și cealaltă a drumului care merge spre Sfânta Mănăstire Bolovraci. Pe tot pe referitor la infrastructură, suntem în faza de ridicare, de scoatere la licitație, acum ridicare și pentru licitație, proiectare și execuție, avem 10 milioane de lei, 100 de miliarde de lei vechi, pe programul Angel Salini, contractați, semnat contractul de finanțare, pentru asfaltarea aproape 8 km de drum, drum comunal și drum sătesc. 100 de miliarde. 100 de miliarde, da. Drumul care merge spre mănăstire, cele două drumuri paralele pe Sucoasă și pe Dungă Obrin și drumul care merge până în capătul comunității de pe Valea Verde. La fel, trebuie să vă zic că în toamnă va trebui să fie recepționată, s-a dat autorizația de construire pentru o sală de sport de 280 de locuri, 1440 metri pătrați ca suprafață, lângă vecinătatea stadionului Vatra Târgului, care va spori confortul de petrecerea timpului liber pentru vizitatori, pentru turiști, dar și pentru tinerii din comunitate și nu numai din comunitate, pentru că oferta noastră de pe sport a început să fie generoasă. Prima mai întâi a fost stadionul, construit după aceea terenul sintetic din curtea școlii, teren multifuncțional, și acum va fi sala de sport care va putea permite practicarea sporturilor de an în condiții vitrege. Dar și nu doar fotbal. Este în săptămâna aceasta, este la licitație la CNI parcarea din Poiana Mănăstirii, o valoare de 40 de miliarde, se va amenaja chiar în vecinătatea, acolo unde avem compacta și unde sunt acele căsuțe ale expozanților. Pe 6200 de metri pătrați se va amenaja o parcare, se va moderniza parcarea, va fi o parcare modernă, supravegheată video și cu bariere de intrare și de taxare. Avem contractat am făcut o extindere la sediul primăriei asta pe buget local pentru a descongestiona depozitul de arhivă, care era foarte, foarte aglomerat și a conferit spațiu pentru acele panouri despre care vorbeam. Pentru că așezarea lor pe teren plat era compromis, randamentul era compromis datorită umbrei, proiecției umbrei de la arborii din zonă, și atunci trebuie să căutăm o înălțime cât mai mare ca să putem oferi, să-i sporim optimizarea, să optimizăm acest randamentul. În centru civic am făcut o modernizare în parteneriat cu societățile comerciale care administrează, cu accesele la Căminul Cultural și la market, la magazinul Diana, în curtea Căminului Cultural o amenajare, pe domeniul public în fața magazinului din centru, la fel o mică amenajare. Vom căuta acum să extindem aceste, dar după ce se vor executa aceste piste de biciclete, vom extinde rigolele carosabile astfel încât să preluăm din sau să redăm mai bine o fluență bună a traficului rutier. La să vă zic, suntem în lucru cu apa și canalul. Apa s-a produs recepția, acum se face conexiunea, am făcut un alt proiect prin care am făcut conexiune între cele două rețele, rețeaua existentă și noua rețea de pe Valea Verde. Chiar astăzi colegii mei lucrează la ultima conexiune. Am gândit-o pe principiul vaselor comunicante, diferența de nivel între cele două rezervoare este de circa 7 metri, dar nu există riscul de a trimite apă dintr-un bazin în altul, pentru că vom pune o supapă de sens care nu va permite, deși pierderile tehnice permit oarecum echilibru, dar nu, supapa de sens va împiedica oricum orice risc, va elimina orice risc.
Asta în ce privește apa, canalizarea? Asta în ce privește apa, canalizarea. Trebuie să am așteptat ceva timp pentru ca acest constructor să-și aducă la punct, să-și pună la punct documentația, analizele cost-beneficiu și tot ceea ce ține pentru depunerea documentației aferente obținerii, necesare obținerii acelor actualizări de preț și pereți de executat. Este o diferență destul de mare și urmează acum să vină și să instaleze să instaleze partea de la partea finală de la stația de epurare. Pentru drumuri, trebuie să vă spun că suntem și acum aici în procesul de recepție finală. Am avut un mic impediment, s-a întâmplat o alunecare de teren care s-a dus până în vecinătatea drumului. Este afectat și drumul? Încă nu e afectat, dar partea proastă este că acea alunecare necesită eforturi mari, este o alunecare de, în profunzime, n-a fost chiar de suprafață, la 6-7 metri adâncime, dar e posibil să fi fost și cauzele cutremurului, nu e exclus nimic, dar s-a descoperit la săpături. Eu am avut două echipe de geologi care și-au spus cuvântul acolo. E o infiltrație, sunt straturi de gumă de care, odată permeabilizate, alunecă între ele și, v-am zis, sunt straturi destul de consistente, de mari. Da, foarte adâncă alunecare, la 6-7 metri, da. Destul de complicat. Și, da, destul de complicat. Și soluția tehnică ar fi fost pe piloni, s-a intervenit la bază cu gabioane. Acum vedem în ce măsură vom primi sprijin de la guvern pentru acest pilon. Dacă nu, vom continua cu gabioane și vom da o stabilizare provizorie, zic că nu știu cât de mult va rezista, deși ne-am lăsat acum să se așeze terenul toate intervențiile după ce s-a făcut intervenția la baza alunecării. Așteptăm o stabilizare a acestei alunecări și poate asta a fost și sfatul constructorului și a dirigentului șantier, să așteptăm să se stabilizeze și să vedem în ce măsură putem interveni, dar chiar și a geologilor. Da, și cu tremurile și poate precipitațiile foarte abundente. Au fost și foarte multe, da. Au fost și foarte multe precipitații, sigur. Complicat. Doamne ajută să primiți bani ca să... Doamne ajută. Acum trebuie să vă spun că am primit, suntem pe listă de eligibilă și în ceea ce privește dotarea cu mobilă la școlii generale, la laboratoriul și cabinetelor. Mulțumim Consiliul Județean și mulțumim celor care s-au implicat, partenerilor politici și reprezentanților noștri, pentru că am avut un sprijin necondiționat în toate aceste demersuri și susținere în proiecte, fără discuție. Acum suntem pe listă eligibilă și în ceea ce privește achiziționarea de microbus solar. Trebuie să vă spun că am primit, acum s-au cerut clarificări pentru, avem un proiect depus de un an și nu mai știu exact perioada când s-a depus, la AFME pentru stații de încărcare, e vorba de vreo 20 de miliarde, 10 stații de încărcare, sunt 4 poate la mănăstirii cu amenajarea unui parcării modernizare, 4 la stadion, unde este acea parcare, și 2 la primărie. Iar la laboratorul școlar va fi stație de încărcare auto și la cămin la fel, ceea ce va permite microbusului școlar să fie alimentat și lăsat peste noapte pentru încărcare a acumulatorilor, a bateriei. Cred că îmi scapă dintre proiectele care mai sunt pe listă. Cu siguranță aveți foarte multe și este complicat să răspundeți pe toate. Aș fi vrut să vă întreb, domnule primar, în ceea ce privește panourile fotovoltaice. Ați vorbit la începutul emisiunii despre ele. Știți, ați auzit și dumneavoastră, sunt păreri pro și contra. Unii spun că nu sunt bune, alții că sunt bune. Eu vorbesc pe baza părerilor celor care au aplicat. Am avut și salariați care au aplicat de an, câțiva ani de zile și li s-a redus consumul, contribuția financiară la zero pentru o gospodărie. Eu chiar sunt interesat la nivel de UAT pentru că, spre exemplu, la Societatea de Apă Canal luna trecută a trebuit să plătim 7.600 de lei
doar consumul de energie electrică, pentru că s-a întârziat să se depună acele cele de plafonare și la nivel de wattaj și asta s-a revăzut imediat în oglindă în costuri. Mi-am pus întrebarea ce vom face când nu va mai fi această acoperire, această plafonare. Pentru că atunci când vor exploda prețurile și vor fi liberalizate, va fi foarte, foarte greu. De aceea eu zic că sunt bune, pentru că trebuie să fim prevăzători și să cumva să ne acoperim și să ținem sub control aceste cheltuieli care sunt necesare de efectuat, dar să le reducem cât se poate de mult. Chiar ieri am căutat o firmă de consultanță să mă sprijine în montarea unor panouri pe finanțele care se vor deschide, că vor fi generoase și pe PNRR și pe fondul de transiție justă pentru panouri fotovoltaice, pentru acoperirea consumului public, iluminat public, instituții publice și societatea de apă canal, chiar reducerea lui până la aproape la zero, reducerea costurilor vorbesc. Deci eu găsesc foarte bun asta, pentru că se va regăsi automat în facturi, automat în economie, automat în posibilitatea de a reloca banii spre investiții sau spre alte nevoi care sunt aici. Deci, iată, spuneți dumneavoastră, foarte, foarte utile. Aș vrea să vă mai întreb cât de mult v-a ajutat statutul de stațiune. Cât de mult v-a ajutat pe dumneavoastră autoritățile locale? Păi, în primul rând, m-a ajutat foarte mult acum la FM, pentru că celelalte UAT-uri rurale au avut 1 milion, stațiunile turistice de interes local au avut 2 milioane, deci ceilalți au avut 10 miliarde, am avut 20 de miliarde. E conferită prin programul de finanțare, pe ghidul de finanțare. Deci, e un mic exemplu. Un alt exemplu este faptul că pe programul operațional regional, stațiunile turistice de interes local sunt de multe ori alăturate orașelor pentru ghidurile de finanțare și chiar asta a fost și intenția. Nu neapărat să... Deci lucrurile astea, pașii pe care i-am făcut din dorința de a putea avea acces spre mai multe programe de finanțare. Atât pentru mediul rural, dar cred și pentru mediul urban. Stațiunile turistice cumva sunt alimentate și din programele care finanțează mediul urban. Am înțeles. Pentru cei care vor să-și petreacă timpul liber, domnule primar, aici în comuna Colovraci, nu doar în timpul vacanței de vară, poate pentru weekend, pentru 2 zile, ce le-ați recomanda? Ce pot face în comuna Colovraci? Sunt foarte mulți tineri, toți spuneați că vreți să faceți o pistă de biciclete, sunt foarte mulți tineri care vin și tranzitează comuna Colovraci. Ca să rămână 2 zile, ca să rămână 3 zile, ce ar putea să facă? În primul rând, trebuie să vă spun că am avut un sprijin frumos din partea unui fiu de Colovraci, care este pe la Târgu Jiu, nu o să-i dau numele și nici societatea, dar mulțumirile mele și Dumnezeu să-i răsplătească, Dania. Mi-a lăsat într-o zi de sâmbătă 10 persoane pe care le-a plătit, am mai avut 6 din partea primăriei. Și am reușit să curățim platoul de la așezarea dacică fortificată. A fost o zi de muncă, a fost cot la cot cu aceste persoane. S-au curățit toți mărăcinii și astfel încât să oferim o perspectivă frumoasă și de jos spre cota 1000, dar și de la cota 1000 spre o perspectivă peste zonă. Acum vă procede la remarcarea traseelor turistice, trasee pedestre, care se duc spre așezarea dacică și spre crucea lui Usache, oborul jidobilor. Am curățit și acea dolină din piatră numită oborul jidobilor, cu coborâre în unul tățului unde s-a început construirea caselor de vacanță și a pensiunilor. Vom remarca și traseul și vom căuta omologare, am purtat discuții cu domnul Savin Cornoiu pentru sprijin în continuare, pentru că dintotdeauna am avut un sprijin, chiar dacă nu am omologat toate traseele, am avut un sprijin necondiționat de la Salva Mongorj,
în tot ceea ce privește deschiderea și, eu știu, fluidizarea pe traseu, dar nu numai cu domnul Căsalva Mungoș, am colaborat foarte mult și cu asociația domnului Chedeac de la Baia de Fier, pentru că acum am început să lucrăm, avem un proiect finanțat prin care va deschide o via ferată și la Polovraci. Vom căuta și potasem o discuție cu domnul Cornoiu vis-a-vis de deschiderea unor trase ale cheiilor la peșterile din cheile botezului de la Polovraci. Superb dacă se face. Există riscuri de dislocare a petrelor și de trimiterea lor spre drumul de acces spre peștera, de la, spre peștera lui Pahomet, spre peștera lui Zamoxe. Deși sunt foarte multe capre sălbatice în zonă, capre negre, și majoritatea petrelor sunt dislocate de aceste animale care se deplasează, pașunează sau se joacă. Sau este mediul lor acolo. Este mediul lor. La fel am gândit, dar le lăsăm și le vom spune pe rând. Deocamdată vom continua tabăra de sculptură. Mulțumim post-mortem și am mulțumit și cât a fost în viață domnului Cepoi. Mulțumim domnului Cepoi, fost director al Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Goș, actualului director domnului Pompiliu Ciolacu, pentru că a fost o implicare frumoasă și constructivă vis-a-vis de acest proiect, care cu ajutorul Dumnezeu se va duce mulți ani de zile. Și spun aceasta pentru că nu ne-am dorit niciodată să fie un proiect finit. Turistul care vine astăzi și știe că la anul se vor adăuga alte sculpturi, va fi dorit să vadă cu ce am venit nou și în același timp va promova lucrurile noastre, dar se va întoarce și el și prietenii lui. Și spălirea noi de turist se face, bineînțeles, prin acest gen de proiecte care nu au o finitate, care au o continuitate. Așa gândim și cu ajutorul Dumnezeu, așa vom face promovarea acestora. Trebuie să vă mai spun că am vorbit de turism acum, tot pe AFM, avem o extindere a iluminatului public, am zis că sunt multe și chiar le... În zona de sub, din fața mănăstirii Polovraci, pe sub coastă și pe marginea voltețului pe Dunga Obrejii, tot ceea ce este vizitabil în zona de nord va fi conferit printr-un iluminat nocturn. E un proiect depus la AFM, mi s-au cerut clarificări și va fi benefic pentru a putea întârzia turistul și a-i oferi confort. La fel, tot ceea ce ține de gândim să facem să asigurăm o cale de acces în cheile oltețului a turiștilor după construirea parcării, condiționat și să le punem la dispoziție până vom prelua drumul forestier, până va trece la noi, că și cu ajutorul Dumnezeu va trece cu siguranță, până vom prelua drumul forestier, să oferim un mijloc de transport cu cai, cu căruțe, acoperite cu copătire de tablă, să eliminăm orice fel de risc de cădere de pietre, de lovire. Și în același timp trebuie să vă spun că la intrare în localitate, luna iulie-august, dar aș dori să fie totuși luna august, pentru că luna iulie este foarte aglomerat accesul spre Bălci, pentru că știți foarte bine să se ușoară de la Sfântul Ilie. Și va fi o extindere de electrificare în partea de sud a localității, de la Batea Tigului până la Drumul Național, până la Rogoveanu, cum îi spunem noi. Lucru care va duce la o posibilitate de extindere a construcțiilor în zona pe drumul principal de acces în satul Polovraci. Ne-am luat măsuri de siguranță, deja suntem cu canalul până la jumătatea acestei distanțe. S-au extins pe cele două laturi și posibilitatea racordării la apă potabilă, deci se poate construi foarte ușor în această zonă și va veni și această utilitate de energie electrică când va fi conferită. Deci la finalul lui va fi și asta recepționată și ne vom bucura de o dezvoltare cât mai dinamică a localității și a tot ceea ce ține de ofertă de dezvoltare atât
a infrastructurii de habitat și de cazare, dar și a infrastructurii rutiere și de utilități. Vă mulțumim mult de tot, domnule primar. Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei. Ați urmărit așadar un interviu cu primarul comunei Bolovraj, domnul Gheorghe Epure. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim, domnule primar. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.